Aproximativ 2 săptămâni au mai rămas până la disputarea meciurilor de la barajul de promovare în Liga a doua, iar CSM Slatina continuă să se pregătească pentru a-și atinge obiectivul. Toți cei 23 de jucători, dar și staful tehnic, au efectuat recent testul COVID, rezultatele fiind negative, a declarat antrenorul Mihai Anovski în emisiunea Stadion de la Olt TV. Am luat decizia să procedăm un pic invers, am preferat să ne fie un pic mai dificil și să lucrăm pe aceste grupe de 6, după aceea, în momentul de față, lucrăm în grupele de 10, conform directivelor Ministerului Sănătății, urmând ca din momentul în care intrăm în cantonament de luni și efectuăm testul 2, să putem intra să lucrăm cu întreaga echipă. Primul test s-a făcut, da, absolut toată lumea care este în staff, jucători și cei care sunt adiacenți, toată lumea care este în apropierea echipei. Toată lumea negativă. Sincer, n-am avut nicio emoție, pentru că atâta timp cât s-au respectat lucrurile. De asemenea, componenții grupării slătinene au fost declarați apt medical și continuă pregătirea în vederea disputării meciurilor de baraj. E un program strict, sunt foarte, foarte multe lucruri care trebuie făcute în fiecare zi, în primul rând în ceea ce privește birocrația, dar nu, va fi un drum scurt de la hotel la stadion și invers, nimeni nu se va abate, vor fi în prezența echipei, în preajma echipei, pardon, doar cei care sunt monitorizați, care sunt testați, deci nimeni nu va fi în preajma echipei care nu are acest test, pentru a evita și pentru a încununa cu succes. Surprizele care sunt neplăcute. Trebuie să încununăm cu succes această activitate de un an de zile. Pe 5 august, CSM Slatina va susține în deplasare pe terenul echipei Progresul Spartak manșatura barajului de promovare, urmând ca returul să se desfășoare pe stadionul 1 Mai din Slatina pe data de 9 august.